Bine ați venit la noi, ne aflăm la pensiunea Anca din Desești, județul Maramureș. Pe lângă pensiunea Anca, care o întreținem cu mult drag, noi mai avem o preocupare. Colectăm fructe de pădure, ciuperci din flora spontană, le prelucrăm, le folosesc în bucătărie și cu mult drag le dăm la oaspeții noștri să le mănâncă și pe urmă trimitem și în străinătate. Uscăm ciupercile tradițional, exact ca și strămoșii noștri. Le feliem și pe urmă le punem la soare, se usucă și le folosim în bucătărie și este o mâncare foarte gustoasă și bună. Ciupercile uscate, hribele, tradițional zonei noastre, se folosesc pentru ciorbe sau pentru sarmale. Ei au un gust aparte. Vă așteptăm cu drag să le gustați. Foarte mult îmi place să fac ciuperci marinate. Din picolini, ciupercile alea mărunte, pui de ciuperci, le curăț și am o rețetă specială pentru pensiunea mea. Astea sunt ribele care le pune în borcane. Ribe marinate. Așa arată în borcane. Putem să luăm cu drag, vă ofer să și gustați. Cu mult drag le dau și la turiști. E o mâncare naturală, 100%. Le culeg oamenii din pădure, le aduc la noi, noi le curățăm, le ferbem, le punem în borcan, punem ulei și rețeta mai complexă, cu usturoi, cu ceapă, cu mai multe, încât dacă serviți una, cu siguranță îmi spuneți câte borcane îmi dați. Noi, ca să prelucrăm ciupercile, avem nevoie de oameni, de localnici care ne ajută să facem lucrul ăsta pentru uscat. Trebuie mult lucru să le cură, să le felie, să le pui toate pe sâtă. Nu-i vorba de un kilogram, doi, vorba de sute de kilograme. Și atunci ne ajutăm foarte mult cu oamenii din localitate. Sigur că e contracost, dar e foarte important că avem mâna de muncă. Avem omul drag, vecinul care vine la noi, ne ajută și așa ne ajutăm unul pe altul și mergem mai departe.